ulei. Mâncarea a la Tiberiu și Cornelia asta. Copiată. Salutare, bă, prietenilor. Am copiat astăzi și refăcut mâncarea lui Tiberiu. Mămăligă cu lapte, fiartă în lapte, până se încheagă mai groasă, la urmă smântână, clisă cu cârna sprită, pus în tavă, un strat de mămăligă, un strat de clisă cu cârnaț, un strat de mămăligă, brânză cu cașcaval și ouă de supă. Băgatul la cuptor, vreo 10-20 de minute să se rumenească pe deasupra un pic, că e fiu perfect. De aia stau aici să pot să vorbesc la acvariile mele, să nu fac gălăgie, că avem care facem noi. Între timp am mai primit două broaște testoase. Asta l-am avut. Astea l-am primit, erau mai mici. Vreau să le arunce unul. Asta l-am cumpărat eu, am câțiva peștișori și am foarte mult melci. Că... Stați să le dau și mâncare dacă la capitolul ăsta. Am foarte mulți melci. Că... Cumpăr mai un pic când vine sezonul raci din aia 100% acvatici. Și îi cumpăr și îi dau melci, că le place. O să schimb apa. Acum iarna. Asta e ceva experimental dintr-o baltă am luat asta. Nu știu dacă mai trăiește cineva. Păi, ce să știu, să stați că vă dau și vouă. E experimental ce știu să spun, că nu știu dacă mai îngăție, dar el era ceva mel și ceva din alea ce mușcă, din banii din alea urte. Păi ăsta filmează sau... Mie mă arată că filmează, dar mi s-o s-a cadat iar, nu pot să pun pe pauză. Însă ies să-i dau iar. Da. Asta e lampa de căldură pentru broaște. Aici este asta la uscat. Asta e de 100 de litri, dar n-am avut mai mare. Să pun mai mare, să cumpăr. Și îi țin asta pentru raci. Merge mult. Și am băgat acolo, mă l-a spus, scoici de la mare și merge. Dar numai cu chiliile. Că nu trăiesc în apă dulce scoicile. Știu și eu. Dar am băgat numai cochilii. Să aibă calciu. Merge. El a fost, dacă vă pot arăta, a fost așa maronic, așa aștept. Cochiliile. Și uite cum le-au mâncat, salbesc. Și nu mai au lipsă de calciu. Melci. Știu că o sună ciudat în pică, dar dacă au lipsă de calciu, au cochiliile albe și toate sfărmate. Aici unde e mai puțin, aici o să înceapă, uitați cum s-o albile asta un pic. O să înceapă să se albească. Asta e prea mic acvariu pentru ăștia, să-l schimb acum în vară. Vreau să iau unul de 150 de litri. Și aș vrea să-mi fac și ceva frumos să fac în pământ cu subacă. Iar n-o să reziste, că dacă cipa are 2 metri jumate din cime, nu e chiar adevărat. Ci că iarna rezistă la înghet. Numai să le lași o este pompă din aia mică. Nu știu cum, solar. Se pui pe apă și nu lasă să înghețe o bucată și mai face valuri, mai bagă oxigen. Nu știu cum e, dacă e solar, dacă e la criza. Nu știu, acolo am ceva... Iarbă, zic eu, dar nu iarbă, nu știu cum e zice la fratatul meu, nu pe aici să vedeți mai bine. Să iau asta, opa. Nu știu
e asta. Aici am un bec de căldură din la soară. Am luat-o din plas, de mult. S-a revenit, eu am uitat odată. Mi-a picat siguranța de la lumină aici. În acvariul ăsta s-a întâmplat ceva la LED-ul ăsta și nu l-am mai putut aprinde și l-am lăsat așa, zic, bă, și-a murit bășuracul din cauza că nu a fost lumină, asta nu mi-a făcut fotosinteză sau, dar cum îi zice, da, fotosinteză, adică să treacă nitriti, nitrații, să crească cum s-a ăsta, și-a murit șuracul și-a văzut câțiva pești. Și am găsit o bucată cam așa de lungă, de vreo 10 cm din ea, care mai era verde, și am pus-o în apă și uitați-o. 9 ore de lumină. Și eu așa pește. Văd ca niște pulpe aici. Nu este mici. Și uite unul de o zi. Acolo așa s-o să iei încolo. Și puietul mic se ascunde în ea de altă. Și atunci poate să crească. Că dacă ăsta o să-i vină, că se adună cam la lună, la 2-3 luni, se adună cam 30-40. Nu mă cred greu că e acvariu mic, vreau să altul mai mare. Avem și puie de o zi aici și de o lună. Puie de o zi nu pot fi mâncați chiar toți, poate se întâmplă să fie mâncați, că se ascund unde e mai deasă această plantă. Melci avem mulți, mâncare nu-i multă pentru că avem mulți melci și ei când simt mirosul de mâncare, merg direct jos tot. Uite că s-au adunat aici și de 5 minute am dat mâncare. Deci vor merge, vor coborâ de sus, tot jos la mâncare. Dați un like, un share și un subscribe.